Grădinițele și căminele culturale, instituțiile publice, dar și liceele din județ se vor transforma duminică în secții de votare. Aici, fiecare buzoian este invitat să își exprime votul pentru alegerea primarilor și a consilierilor. Au amenajate 427 de secții de votare, care sunt amplasate în școli, grădinițe, primării, cămine culturale și există și două situații în care sunt în spații private. Există și locații inedite în care buzoienii își vor exprima votul. Spre exemplu, secția numărul 96 este amenajată în incinta cantinei de ajutor social din Râmnicu Sărat. Secția 99, tot din Râmnicu Sărat, a fost stabilită într-o rafinărie, iar secția 104 din Nehoiu, într-o sală de sport. Tot la Nehoiu, una dintre secții a fost amenajată în fosta clădire a fabricii de încălțăminte, iar secția 169 Brăiești se află în fostul CAP. La Smeeni, secția 364 a fost amenajată în căminul de nunți din comună. Pe de altă parte, s-a rezolvat problema buletinelor de vot. Tipografia a trimis la Buzău toate buletinele de vot necesare, în ciuda scandalului din ultimele zile. Buletinele de vot sunt toate la sediul instituției prefectului, mare parte din ele deja au fost repartizate pe comune. Alaltă ieri am distribuit deja municipiul Buzău, deoarece este un volum foarte mare de muncă pentru cele 80 de secții de votare. Duminică, secțiile de vot se vor deschide la ora 7 și se vor închide la ora 21.